de corectitudine, politică. Spun că trebuie să vorbești, să scrii și să gândești și acționezi în așa fel, încât să nu superi pe nimeni. Toți să creadă că au dreptate. Și există deja locuri în care li se cer creștinilor să nu mai fie exclusivi. Să nu mai spună că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Să spună că religiile sunt egale, toate spune, toate în final cu și așa mai departe. Putem merge așa? Putem spune altfel? Nici o dată. Colegii mai bine să se pregătească pentru vremurile mele care vin. Trebuie să spunem în toate vremurile și Domnul nu va fi sistemat cu niciodată. În vremea lui Ilie au fost 7.000 de bărbați care își au plecat în mântul în care le-a avut. Și în toate vremurile au fost oameni care și-au riscat viața și au fost gata să trăgească viața pentru credința. Totdeauna să spunem de la bun și din altă lume. Din toate lumele. Mântuirea se obține numai prin credința Domnului Iisus. Amin. Amin. Nu-i al lume. Nu-i altă jertfă. Nu-i altă cale. Mântuirea se obține numai în numele lui Iisus Hristos. Prin credința în El și prin credința jertfa de pe cruce. În numele Domnului Iisus se obține iertarea păcatelor, nu cum a spus Petru, casa lui Corneliu. În numele Domnului Iisus se obține statutul de copil al lui Dumnezeu. E cel mai înalt statut pe care îl poate obține o ființă omenească. În Ioan capitolul 1 citim, a venit la Iisus și Iisus nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu? Să-L ai pe Dumnezeu ca și tată. Noi n-am primit un lucru de robie, ci unul de fiere, care ne face să zicem Abba, adică Tată. Facem parte din cea mai mare familie care există. Dumnezeu este Tatăl nostru. Amin. Domnul Iisus este fratele nostru mai mare. În numele Domnului Iisus am primit statutul acesta de copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem moșteritori. Împreună cu Domnul, moșteritor al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii al lui Dumnezeu, avem atâtea fătăduințe pe care le-au fiii lui Dumnezeu, frații mai mici, ai Domnului Iisus Hristos, sunt în cetățenia Cerului, cu domiciliul pe Pământ în Batată. Vă spun sincer, când am uitat în Uniunea Europeană, pe 1 ianuarie 2007, m-am bucurat și am început să sper. Mi-a pierdut foarte repede speranța. Nu vreau să spun mai mult. Nu mai am nicio speranță de la Iisus. Nici de la oși. Nici de la Berlin. N-am speranță de la capitale europene sau oameni. Izbăvirea nu vine de aici. Izbăvirea vine de sus. Numele Izbăvitorului este Iisus Hristos. Pe numele Domnului Iisus se obține mântuirea, iertarea și se primește statutul de copil al lui Dumnezeu. Eu mă bucur ca trei cetățenii la momentul acesta. Român, română, european și ceresc. Incomparabil mai mult mă bucur pentru cetățenia ceresc. Pentru că cerul este o patrie mai bună decât toate țările cu pământ. Cerurile și pământul vor trece cu trosnete. Dar tronul lui Dumnezeu nu se va clătina niciodată. Noul Ierusalim, casa cu multe locașuri, pregătită de Domnul pentru cei mântuiți, va sta picioare pentru vecii vecilor. E ferice de cei care au cetățenia cerească. Și avem
prin Domnul Iisus Hristos, prin credința El, prin toată întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință, să avem grijă. Să nu cumva pierdem cetățenia aceasta cerească. Pentru că dacă pierdem, pierdem totul. Noi ca și copii al lui Dumnezeu, ne închinăm în numele Domnului Iisus și ne rugăm în numele Domnului Iisus. În Ioan 16:24 citim cuvintele Domnului care a spus: până acum n-a cerut nimic de la Tatăl în numele meu, cere și vezi să vezi. Pentru ca bucuria voastră să fie împlinită. Toate rugăciunile le adresăm Tatălui Ceresc prin cel mai înalt nume. În numele Domnului Iisus. Aleluia! Ne rugăm și ne închinăm în numele acesta. Ce Pavel spune, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice de lume. Din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Iisus e Mântuitorul, dar Iisus Hristos este și Domnul. Amin, amin. Ne-a mântuit, ne-a izbăvit și domnește peste inimile noastre, peste familiile noastre și peste toate lucrurile bisericii. Ne rugăm și ne-am rugat și în această dimineață Tatălui, în numele Domnului Iisus. Ne-am rugat și stând în picioare și ne-am rugat Cuvântului Dumnezeu. În numele Domnului Iisus se obțin lucrurile acestea extraordinare. Apoi, în numele Domnului Iisus se obține vindecarea de bolile Domnului. Credeți în lucrul acesta? Amin. După vindecarea Domnului de la Poarta Frumoasă, Petru a spus și prin vorbe Solomon, care s-au apunut cu eu și se uitau la cel care pusese un loc și nu mai era pentru că Domnul a vindecat. Și a spus apoi și înaintea mai mare, de înaintea Sfântului Israel, să știe bine Tatăl toți că omul acesta se află pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Amin. Știți de când cred eu în mine care e de mine? De la 7 ani. Înainte ca să cunosc Biblia, înainte ca să studiez teologie, am început să cred pe urmă și am văzut, sigur, eram urmat cu așa prezența acolo ca și copil, când auzeam de mama povestind cu amintecat pe Domnul. Și apoi, la 9 ani, din nou, a fost greu încercată, când aveam eu 9 ani, sigur. A fost greu încercată și a fost vindecată. Și ne-au să văd, niciodată nu pot să fie. Orice voi trăi și orice voi mai învedea și voi citi, n-am să văd în casă. Aveam 9 ani, locuiam încă la Pirul, pe de-acolo suntem, 64 de kilometri de arată, aproape de granița Bulgaria. Și mama s-a gândit, eram în 7 copii, eu eram cel mai mare de 9 ani pe data asta, unul numai. Și mama s-a îmbolnăvit, i-a făcut ceva mic. La noi, la dispensare, în comună, venea un medic într-o comună vecină, o dată de săptămână. Și s-a dus la doctorul din sate. Medicul Pașcar și numele ei se vinde. A consultat, a consultat pe lui și a realizat că este o tumoră în respirator. S-a speriat omul. Și a trimis-o de urgență la un specialist. Și a spus, săptămâna viitoare, prin vremea, vii să spun ce a spus medicul. Nu erau e-mail, nu erau telefoane, nu se dă astăzi. Informația nu circula cu viteză ca și astăzi. Și știi ce au făcut părinții mei? Oameni simpli. Fără teologie și fără multe carte, nu s-au declarat. Au chemat un frate presbiter. Se face ungerea printre în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că numele Lui se vine pe bolnavi. Nu toți, dar mulți. Cum este voia lui Dumnezeu. Și a venit fratele mai de la depărtare. I-a făcut ungerea numele Domnului Iisus. Și săptămâna următoare, cum a fost înțelegere, mama s-a dus la dispensar, s-a așezat în sala de așteptare
Și la un moment dat, când a ieșit pacientul care era la medic, doctorul a deschis ușa, a văzut sala de așteptare plină, că era foarte mulți. A văzut-o și a spus, doamna trebuia de lăuntru. A întrebat cine urmează. Stai jos. Ai fărat, ai fărat medic? Mama femeie simplă, timid, a spus, n-am fost doamna. Și doctorul, fără să mai spună altceva, a amonestat-o, a luat-o foarte tare, să spun așa. Și a spus pe cealaltă, voi sunteți niște habonici. Nu vă interesează că lăsați 7 copii fără mamă. Așa sunteți voi. Și am spus 7. Și după aceea a spus, hai să te văd. Și s-a uitat în gâtul ei și de ce l-a uitat. Gloria lui Iisus! Copreșit a deschis ușa și le-a spus celor din sala de așteptare. Uitați-vă la oamenii aceștia. Ce fac, ce nu fac, nu știu. La doctorul nu se duc, dar se vine. România era comunistă de Gheorghe, în Ghildeș, regimul comunist era și mai complicat cu aceea. Evident că doctorul a știut despre ce. Să fim bineînțeles, noi ne ducem la doctor. Nu se pune problema. Noi ne ducem la doctor. Dar înainte ca să mergem la medici de pe moment, apelăm la medicul divin. Am greșit și eu odată, dar Domnul nu s-a supărat pe mine. Și a spus cum s-a întâmplat. În decembrie, 2016. Atunci am avut greșeala. Dar în august 2000, un frate de la mine la biserică a venit la mine și mi-a spus, uite, am avut un vis cu tine, un vis de la Domnul, care singur se împlinește. Am mai avut vreo două în viața mea. Și nu uita visurile pe care le avem noapte de noapte. Te-am văzut în visul meu, ținând ambele mâini de abdomen. Erai schimbat la față și aveai dureri foarte mari. Și atunci am spus, nu te vede, roagă-te, crede-te, Domnul te vindecă. Mi-a spus, în august 2000. Mi-a spus visul acesta cu mare siguranță și m-a întrebat, ești bolnav? Mi-a spus, nu sunt bolnav. Cât te vei îmbolnăvi? Dar cât te vei îmbolnăvi să-ți aduci aminte? Două mai gândire aceasta, să-l spun sincer. Și știu că era a doua zi de luni, în decembrie, era la biserică, avea programul de înțelere spirituală. Și dintr-o dată am simțit că se rupe ceva în mine. Asta a fost percepția mea. Dar știți cum se întâmplă. Unde rași, n-am avut niciodată, trece. Numai că n-am trecut. Marți, acolo la comunitate, la noi lucram acolo, dimineața. La ora 2 am avut o comandare, la 5 și o masă, a fost la evanghelizare într-o biserică mai mică din Arad. Și după aceea, împreună cu un alt păstor, m-am dus într-o familie cu probleme. Și oră de oră, durerile mele creșteau. Miercuri m-am dus la spitalul județean. Probe de sânge, era foarte clar că am probleme majore. Un doctor chirurg m-a consultat, mi-a spus de unde vine durerea, care e centrul durerii.